Mă numesc Alexandru Rusache, am 39 de ani. Din comunitatea TTT fac parte cam de 5 ani, cred că cam e la, sunt la al 5-lea turneu la care particip. Tutor Tennis Teams e la al 2-lea sezon, să zicem. Un concept foarte interesant în care partea individuală trece așa un pic pe planul secundar și a fost ocazia perfectă de a îmbina utilul cu plăcutul, cu prieteni, sport, distracție. E un moment așa special. Avem o echipă foarte bună, competitivă, ne susținem și sperăm să aducem cupa echipei verzi și anul ăsta, să păstrăm tradiția. Pentru a câștiga trebuie să ai o mentalitate de învingători, să ai o motivație de a câștiga, să fii pregătit, să acorzi timp, să te antrenezi, să fii cu un moral bun, să susții și echipa în același timp, să fii un bun coechipier, să îi susții și de pe margine și din teren. Mi-aș dori să se țină pe mai multe zile ca să putem să jucăm și mai multe meciuri. Să avem mai multe meciuri, dar probabil că dacă se va lărgi comunitatea, vom ajunge și acolo. Dar ne luăm așa, pas cu pas, încet și sigur. Cea mai mare provocare e să fiu în formă, să încerc să dau tot ce am mai bun pe teren, să ajut echipa și să ne ajute vremea, să nu mai avem atâtea ploi, să nu mai dăm cu mopul. O să particip în continuare la absolut toate turneele, nu doar la TTT Team, și la cel individual și la tot. E o, poate, o plăcere. Perfect, atunci putem să ne ducem la bere, nu? Să continuăm. N-am vrut să punctez asta în interviu, că era un motiv bun de a ne șprițui, dar am zis să mergem pe partea asta sportivă.